Bună ziua! Astăzi, așa cum deja v-am obișnuit, putem spune, discutăm de două proiecte, tot cu finanțare locală. N-aș începe înainte de a face și prezentările. Alături de mine sunt viceprimarul Margarita, domnul Bogdan Maganu, domnul Romus Dumitrana, administratorul public, Ciprian Popa se ocupă de aceste proiecte, departamentul de achiziții, proiecte europene și e cel care coordonează această activitate. De asemenea, vreau să salut și prezența domnului Mazelu, profesorul Mazelu, care este consilier local și fără membrii consiliului local n-am fi putut ajunge aici să discutăm astăzi de aceste proiecte. Domnul Filip, de asemenea, directorul primăria Mangalia și astăzi domnul director la școala numărul 2, domnul Ionescu, colegii mei, nu știu dacă au unit domnul profesor, mai este vreun din consiliul local, dacă mai avem colegii, da, vor veni. Da, și... Nu, o secundă. Bun, este perfect. Chiar m-a ajutat domnul Ciprian, pentru că știam de doamna Jenea, să spun doamna Jenea Crăciun, pentru că se iei doamna de la... Agenția de Dezvoltare. Sărut una, doamnă, vă mulțumim frumos de prezență. Ne-am susținut foarte mult și să știți că este o muncă, așa cum o știți, fiecare, colectivă. Deci nu este numai munca unui coleg. Vorbim de agenția Brăila care ne-a susținut pe noi, ci susținem ca toată lucrurile să acceseze cât mai mulți bani europeni. Tot timpul spunem că sunt acești bani, dar trebuie să știți să-și accesăm. Este munca, totuși, a colegilor noștri, de ce zic totuși ca să nu fac o cacofonie, munca, totuși, a colegilor noștri din primăria Mangalia, vorbim de departamentul pe care, departamentul care se ocupă de afacerea de fonduri europene, discutând de membrii Consiliului Local, pentru că vorbeam de un parteneriat aici între tot ceea ce se întâmplă și discutăm de peste 21 de milioane de euro bani accesați din fonduri europene pentru Mangalia. 21 de milioane de euro în ultimii 2 ani de zile, da? Cipriane? Bun. Eu nu știu dacă este mult sau puțin, mă las pe noastră să apreciați. Eu zic că e destul de mult în 2 ani de zile și o să o las pe doamna director să ne explice mai multe, pentru că dumneavoastră nu poate spune dacă suma este mare sau mică pentru ceea ce a accesat Mangalia până în 2013-2012 și ce a accesat după aceea. Discutăm acum de două proiecte destul de frumoase, la care țin foarte tare și nu sunt singur la care țin, la toate proiecte cu finanțare europeană țin foarte tare, pentru că atât timp cât avem această oportunitate, este păcat să nu profităm. Deci discutăm de parc, de o zonă verde, vorbim de parcul unde era cândva o stație de beton, o zonă care și acum nu ne face cinste, o zonă în centrul orașului și arată foarte urât, ca să nu spun altfel. Această suprafață de aproape 3 hectare va fi un parc, care are o valoare, cipriane, de aproape 4 milioane, nu? 4 milioane de euro, aproximativ 4 milioane de euro. Și toată discutăm de o faleză. Faleza veche a Mangaliei, Alea Teilor. Da, o știm cu toții, toți ne primam când eram copii pe aici și ne primăm și acum. Dar nu mai arată atât de frumos. Va arăta pentru că această faleză este aproape un kilometru. În kilometru va arăta și bănuiesc că o să vedeți și avem deja proiectele, veți vedea ce se va întâmpla și suntem obligați ca până la sfârșitul anului să terminăm aceste două proiecte. Eu să las acum, o să-l las pe Ciprian Popa să vă explice, pentru că este și manager de proiect, da? Și să vă explice, dar nu foarte detaliat, Ciprian, o să te rog, și o să dăm și câteva imagini. După care, doamna director, să luați și dumneavoastră, vreau să ne spuneți câteva, să ne dați câteva detalii de ce s-a întâmplat până acum. Dar aș vrea să veniți și dumneavoastră, vă rog frumos. Vă rog eu frumos și insist. Vă rugăm frumos. Să fiți alături și încă o dată vă mulțumim pentru prezență. Domnul profesor, trebuia să vedeți pentru că sunteți... Domnul profesor este alături de Consiliul Local de foarte mult timp și la mulți dintre a fost și profesor și de aceea și spuneți și... Te rog, Cipriane, să încep proiectul, să detaliezi. Aș vrea să prezint astăzi un proiect de înființare Parc Evergreen. Și atunci încep obiectivul general al proiectului. Obiectiv general al proiectului este modernizarea infrastructurii de turism de utilitate publică pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice.
Prin implementarea acestui proiect, rezultat al inițiativei municipiului Magalia, atât turiștii din sudul litoralului, cât și locuitorii din zona Comceleului, fosta stație de betoane, pot beneficia de un spațiu natural în care se pot plimba și recrea. Obiectivele specifice al proiectului sunt valorificarea resurselor naturale în scop turistic, diversificarea serviciilor turistice și creșterea atractivității turiștilor către această parte a litoralului, vorbim de litoralul de sud. Prin avenajarea zonei se propune modelarea volumetrică, în special prin intermediul vegetației, precum și a unor serii de elemente ambientale, cum ar fi o fântână, o să creăm o fântână artesiană și o modelare funcțională care să permită activități specifice categorie de vârstă ale locuitorilor zonei, cum ar fi locuri de joacă pentru copii, piste pentru bicicli, alei pentru jogging și roller park. Principalii beneficiari ai investiției prin care se realizează zona vor fi locatarii zonei adiacente, turiștii și populația municipiului Magalia. Aș vrea să vorbesc puțin despre program, despre AXA. Proiectul a fost depus pe axa prioritară 5, domeniul major de intervenție 5.2. Obiectivul specific al acestui program este creșterea competitivității regiunilor ca locații pentru afaceri și creșterea contribuției turistice la dezvoltarea regiunilor. Valoarea acestui proiect este de 17 milioane de lei, cu tot cu TVA. Din care contribuția Uniunii Europene este de 6.336.000, contribuția Guvernului este de 535.350 și contribuția beneficiarului este de 9.477.455.22. Implementarea proiectului are o durată de 6 luni de zile, respectiv până la data de 10 decembrie ar trebui să fie gata. Cam asta ar fi. Da. Cofinanțarea, în momentul ăsta, chiar dacă mi se pare un pic mai mare, avem posibilitatea de a o reduce la 2%. Imediat în proces se vor finaliza procedurile de achiziții, vom solicita un act adițional pentru diminuarea cofinanțării la 2%. Există și clauză în contract în sensul ăsta. Cam asta ar fi prezentarea despre parc, dacă sunt întrebări. Imagini cu parcul nu avem? Da. Avem o prezentare a parcului sau cum ceva. Și eu pot spune că suntem în proces de achiziție, de licitație. Cipriane, când crezi că vedem prima sapă sau primul utilaj acolo? Vara asta vom finaliza procedura și vom începe lucrările. De aceea acum mai vedeam pe cineva că făcea poze, spuneam, domnule, așa arată astăzi, așa arată și acum 10 ani, 20 de ani. Va arăta cum a sfârșit anul, așa cum o să vedeți, și să sperăm că nu vom întâlni dificultăți. Pentru că, oricum, în România, procedura de achiziție este una greoaie, anevoioasă și trebuie schimbată puțin legislația, pentru că avem un alt proiect cu finanțarea europeană, este un proces de achiziție de jumătate de an. Nu este normal, nu este firesc, că ne luptăm atâta să obținem, doamnă, banii aceștia și după aceea stăm în acest proces de achiziție jumătate de an. Posibil și posibil dacă și s-a mai întâmplat în altă locație să pierdă bani din cauza achiziției. Oricum, doamna director. Mulțumesc foarte mult pentru invitația adresată astăzi. Mă bucur că sunt aici. Trebuie să recunosc că stațiunile au fost pentru mine o surpriză, foarte mulți turiști. Foarte multe familii, foarte mulți copii am văzut. În ceea ce privește proiectele de finanțare europeană de aici, de la Magalia, este o reușită. 20 de milioane de euro înseamnă o sumă mare. În condițiile în care știm foarte bine că bugetul de stat și bugetele locale sunt mai sărace, nu au resurse suficiente pentru investițiile necesare. Mai important este că Magalia a accesat fonduri pe domenii diverse, de la Căminul de Bătrâni, care este proiect finalizat, la punerea valoare a patrimoniului natural lacurile Neptun, iar alt proiect finalizat și proiect pe patrimoniu, iar foarte important, cred că și văzut lucrările la Calatix, și 4 proiecte pe domeniul 5.2 dedicat turismului.
Asta este foarte important, având în vedere poziția localității și specificul acestei localități, există 4 proiecte pe domeniul EASA și pe domeniul destinat turismului. Este o sumă importantă. Marea provocare însă este faptul că avem 4 proiecte pe turism derulate în același timp, la care termenul de implementare este 31 decembrie 2015. Mă bucur foarte mult că procedura este în derulare și că se finalizează. Știm de aceste probleme cu procedurile de achiziție. Am transmis și noi mesajul mai departe, pentru că nu depinde de noi, din păcate. Sperăm să nu fie probleme în a finaliza procedura de achiziție, astfel încât să nu ne întrebăm la execuția lucrărilor. Termenul de 31 decembrie 2015 nu se va schimba. Acesta va fi termenul maxim în care se vor putea recunoaște ca și eligibile cheltuielile făcute în cadrul proiectelor europene. Acele proiecte care nu se vor finaliza la acest termen vor avea un termen de 31 iulie 2016 în care vor trebui finalizate, dar însă pe banii beneficiarilor. Dacă nici la 31 iulie 2016 nu se vor finaliza, se vor cere toți banii, tot ce înseamnă fonduri europene înapoi. Deci de asta spun, provocarea mare este să putem implementa, derula aceste lucrări în termen de 6 luni. Pentru că, de fapt, 6 luni mai avem, iar termenul de execuție al lucrurilor este și mai mult de 6 luni, până vom semna contractele. Dar nu este imposibil. Am văzut și mi s-au spus de proiecte care s-au desfășurat în 4 luni. Aici portul, Clubul nautic, portul, deci nu este imposibil. Vă asigur de sprijinul agenției, suntem cu toții contra cronometru și pe cele de rambursare și pe cele de plată și pe implementare. În aceste 6 luni vom lucra împreună foarte mult, pentru că vom face vizite lunare la toate proiectele, având în vedere această presiune a termenului de 31 decembrie. Da? Dar sunt convinsă că lucrurile vor lua bine și poate de ce nu să ne vedem undeva în octombrie, la noiembrie, la finalizarea proiectelor și să vedem rezultatele complete în teren. Mulțumesc! Vreau să vă spun că, da, exact, vreau să vă spun că, într-adevăr, colegul meu spunea de pauză, nu vă face nicio pauză, de ce trebuie să facem o pauză? Păi nu contează, o să începem cu celălalt proiect, dar până atunci vreau să vă dau de vorbă, să vă explic cam ce vom mai face de acum încolo. Pentru că ne vom opri aici, nu ne vom opri aici. Deja axa 2016-2020, doamne, 2014, scuzați-mă, 2020 este în desfășurare și vă spunem, vă, cam la ce proiecte ne-am gândit până acum, că este foarte important, o spun în premieră. Și este bine să ne gândim cu toții, chiar nici membrii Consiliului Local încă nu știu, pentru că n-am definitivat discuțiile cu agenția de la Brăila și nu au apărut încă ghidurile, nu sunt complete. Dar vă spunem urmare ce ne interesează. Discutăm de Mangalia, discutăm de 6 stațiuni turistice pe care administrează Mangalia și discutăm de banii pe care îi putem accesa. În primul rând ne vom axa pe infrastructură. Cipriane, și o să te rog să mă și completez, sau doamnă, dacă e cumva, poate îmi scapă ceva, că e foarte important, infrastructură. Ceea ce înseamnă tramă stradală, trotuare, tot ce înseamnă, vorbim de Olimp, Mangalia, toate stațiunile pe care le administrăm. Mai discutăm de reabilitare de unități de învățământ și îmi doresc ca toate unitățile de învățământ din Mangalia să fie reabilitate, tot pe bani europeni. Mai discutăm, ce anume? Da? O creșe nouă vrem să mai facem în Mangalia, deci să discutăm de acest proiect. Mai discutăm de centrul Mangaliei. Noi, Mangalia, nu avem astăzi un centru, va fi un centru istoric, se lucrează la acest proiect. Mai lucrăm acum la un alt proiect pe care mi-l doresc cât mai repede, Casa de Cultură. Este un alt subiect. Piațeta, Piața Republicii, se lucrează deja la proiecte aproape de finalizare. Pe 20 septembrie vom depune Piața Revoluției și acea grădină botanică cu arboare. Deci în premieră vă spune Ciprian, deci unde în centrul orașului se va întinde de la sensul giratoriu până la, se lucrează, vă spun, acest proiect, se lucrează, dar deja lucrăm inclusiv cu domnul Filip, cu studenți, nu? Pot să spun acest lucru? Puteam spune și asta. Da? De la arhitectură, deci discutăm de centrul orașului, de la sensul giratoriu până la policlinică și apropo, ca o paranteză, și policlinica va fi reabilitată, la un moment dat, nu pe bani ruși sau poate și pe bani europeni, până despre mare. Deci tot ce înseamnă șoseaua Constanței, Ștefan cel Mare, până spre mare, fiind oraș turistic, fiind una dintre cele mai vechi așezări din România, deci trebuie să ne axăm pe acest subiect.
Și se lucrează și foarte nici la cetatea Caratis, să încercăm să mai descoperim și alte, alte puncte de atracție. Acum colegul meu, Sebastian Gheffiu, s-a oprit de cel de-al doilea proiect, un proiect foarte interesant. Alea Taylor, Faleza Vechea, orașul de aproape un kilometru. Nu vă ascundem faptul că lucrăm și la parcul din, de la Balneana, așa i-a rămas numele, pentru că trebuie să fie mult mai, mai bine expus. Deci, acum nu arată atât de bine și mai mult decât am foarte multe reclamații de la părinți, că nu pot vedea marea din cauza, eu știu, gardului viu, sau nu pot vedea marea, pentru că și nu pot traversa până la mare, că trec mașini pe acolo și sunt, doamne, de călcați, că mai se zice și cu viteză. Deci parcul pe care îl vedeți dumneavoastră acum va ține până în faleză. Deci va fi tot parcul, se va opri traficul auto undeva aproape de policlinici, de blocurile limitrofe parcului și după aceea în parc și în zona de promenadă nu se va mai intra decât pietonat sau cu bicicletă, un cărucior și nimic altceva. Role, te rog, Sebastian. Da, pe aceeași axă de finanțare avem proiectul modernizare și amenajare zona turistică centrală în municipiul Mangalia, care are valoare de 17,4 milioane de euro, din care valoarea, valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1,2 milioane de euro. Valoarea eligibilă, nu, valoarea eligibilă nerambursabilă este de 14,7 milioane de euro, îmi cer scuze. Și valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1,2 milioane de euro. Cofinanțarea noastră, cofinanțarea noastră este de 325.000 de lei. Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferente, este de 1,1 milioane de euro. Lei, ce scuze. E gândul numai la euro. Da. Obiectivul nostru constă în modernizarea infrastructurii în turismul de utilitate publică pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice. Prin implementarea acestui proiect, turiștii din sudul litoralului, cât și locuitorii din zonă, vor beneficia de un spațiu natural destinat petrecerii timpului liber. În același sens, se vrea diversificarea serviciilor turistice, atragerea unui număr cât mai mare de turiști către litoralul sudic. Prin amenajarea zonei menționate în proiect se va moderniza zona pietonală din centrul municipiului Mangalia, respectiv strada Teilor și zona de legătură dintre piața Republicii și plajă. Strada Teilor va fi tratată pe două sectoare, unul carosabil și unul pietonal. Lucrările propuse vor rezolva concomitent mai multe probleme, respectiv înființarea unei zone de promenadă, crearea unui punct de belvedere pe malul mării, amenajarea unei fântâni arteziene, amenajarea mai multor locuri de joacă și spații verzi, cu menținerea vegetației existente. Adică nu te tei. Exact, nu se taie. Obiectivele noastre corespund politicilor comunitare și obiectivelor Uniunii Europene. Contribuția proiectului la realizarea obiectivelor specifice a programului operațional regional. Obiectivele specifice sunt creșterea competitivității regiunilor, ca locații pentru afaceri și creșterea contribuției turismului la dezvoltarea regiunilor. Deci programul operațional ne ajută să îndeplinim aceste obiective. Cam atât despre Alea Teilor. Putem spune că este un proiect ambițios și eu, ca localnic, în primul rând, îmi doresc foarte tare ca acest proiect să devină realitate, pentru că avem nevoie de o zonă pietonală unde să ne ducem copiii la joacă și așa mai departe. Oricum, ce vreau să mai adaug, ne dorim foarte tare și sper să se realizeze o alee sau o faleză pietonală de 9 km. Această faleză va lega Mangalia de Olimp. Deja se lucrează la porțiunea de la Neptun Alea Steagul. Să sperăm că nu o să avem dificultăți la porțiunea din Saturn, Mangalia Saturn, de la fostul hotel Siemens, actual Paradis, o până aici din Saturn. Deja se lucrează la proiectul faleza Venus. Trebuie să vă spun că undeva în Venus trebuie să trecem prin mare cu această faleză, pentru că nu mai avem plajă în zona Venus. Sunt de dreptul hotelul Silvia, da, și actual Inter, deci mai avem Silvia, Inter și Fenicia, da, Afrodita, că acum s-au schimbat numirile. Se lucrează la acest proiect, va fi o faleză pietonală de 9 km. Sunt multe proiecte la, de care vă spuneam că le vom, vrem să dorim să le implementăm până în 2020.
vorbim de bani europeni, și îmi doresc foarte mult în viitor apropiat ca cele 6 stațiuni să susțină Mangalia. Astăzi, nu v-ați cu faptul și știți dumneavoastră foarte bine că Mangalia cu 40.000 de locuitori, Mangalia susține 6 stațiuni. Este anormal ce se întâmplă și veți vedea în viitor apropiat că Mangalia va avea unul cel mai mare venitul pe cap de locuitor. Se va întâmpla în viitor apropiat. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. Vă rog, dacă sunt întrebări și colegii mei, domnul viceprimar Bogdan Maganu, vă spun domnul Dumitran, administrator public, toți am lucrat la aceste proiecte. Vă spuneam că este munca de echipă, colegii mei care sunt în sală, de asemenea Consiliul Local și toți cei care lucrăm la aceste proiecte, să știți că munca nu este ușoară, dar vrem să vedem și finalul. Ca și dumneavoastră și noi vrem să vedem finalul, pentru că sunt proiecte ambițioase la care s-a pus foarte mult suflet. Vă rog. Vă rog, dacă sunt întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc mult de tot și o să vă întâlnim și la următoarele proiecte. Vă mulțumesc mult!